Salutare, dragi prieteni, bine am găsit la un nou episod, eu sunt Diviu și astăzi o să luăm o cursă din Lisboa, Lisabona. Nu știu exact de unde să luăm și cum. Vreau să băgăm și noi o cursă din asta. Și cred că luăm pe asta. Bă, Lisabona din nou până în Porto. Că nouă ne place Porto. Și suntem din nou cu cazanul meu de tir. Vai, neamurile lui. Și ne distrăm grav pe aici. Luăm cursa și îi dăm. Trebuie să fie mai scurt. Nu e chiar scurt, acei drept, dar suntem aproape de punctul de ridicare. Știți, mai trebuie să mergem jumătate de hartă ca să ridicăm cursa. Ați înțeles, voi. Frână, Andrei, frână. Vedeți? Asta e problema la tirul ăsta. Când îi pui frână prea tare, se culcă de bot. Și fuge spatele. Uitați-l. Ați văzut cât l-am turat. Și nimic. Gol. Am rupt convertizorul ăla în el. Bursă transport. Ne acceptăm sarcina. Nu știu câți kilometri scria. Înflăm imediat când cuplăm remorca. Nu-i bai. Ia acum frână. Frână cu viraj. Ați văzut? L-ați văzut? Gata, muri motorul. Muri motorul. Gata, poate. N-are ABS ăsta, n-are SP, n-are nimic, ca nu știe din astea. Boing. Opa. Cuplat, băgăm întâia. Remorca stă bine. Și dăm. Rupem accelerația aia. Vai, bine, trebuie să luăm prin bariere. Iar, câtă greutate avem? Mult mai multe ca data trecută. Nu aduceam aminte cât am avut data trecută, dar cred că 18 am avut data trecută și am avem 24. Deci, noi cărăm apă. Apă, minerală. Apă. Pedro, canapea. Decofurnit. Crown. Boing. O, aceratorul ăsta mereu la lejer. Opa. 40 la oră? Nu-mi zici tu mie cât să-l iau. Oricum mă încetinesc și accelerând. Nu te... Așa. Și mai ieșim aici și mai iar încetinim. Deși accelerăm. V-am zis 51, 50. Satisfăcător jocul ăsta când vezi faze din astea. Știți ce, va pune cruise controlul pe 130 și lăsăm să-și facă de cap, că nu o să ajungă la cifra aia niciodată. Îmi plac astea, că nu trebuie să oprești să plătești. Mi se par foarte practice. Trei benzi. Suntem pe A1. Noi în România că nu avem trei benzi pe autostradă. Singurul loc în care avem mai mult de... avem 3 benzi sau mai mult e la intersecția aia de autostrăzi, unde e și nodul rutier cu coborârea pe drumul european la Turda. Parcă. Și e posibil și pe centura Bucureștiului să fie cu 3 în unele zone. Nu știu, nu cred. Dar am impresia că o să facă de 2 centura Bucureștiului, dar fie. Ar merita 3 benzi chestia aia, dar na. Detalii. Vedem noi, vedem. Ce o să se întâmple? Schimbăm banda. Pentru că... trebuie să o luăm pe aici.
200 de kilometri erau, cred că. F7. Ceva de genul. Nu-i problema. Mamă, uite că ajut 114. Bine, nu se menține dacă mai trebuie să urce mult, dar... Na, măcar au ajuns, știți cum zic. Oați copăței lăguți. Ce benzinării faine. Parcă aș fi oprit să alimentez într-una. Mă, dar are consum mic mizeria asta. 41, 31 de litri la 100. Scuză-mă, dar e mic. Am ajuns la 130. E mic pentru un tir. Alelalte au consum mai mare. Bine, toate. Bine, în vedere că e un motor vaineaurile lui 310 cai, nici nu mă miră că are consumul ăsta, dar na. Autobuz, ce faci? Boing. Mamă, dar mere bă autostrada asta, avem linie dreaptă până la Porto. Nici nu știți când am făcut ăștia 100 de kilometri. Rio Mondego. N-am auzit de asta în viața mea. Ia, ce ne zice aici? Vișeu. Voi ați văzut remorca în spate, nu știu dacă v-ați... Uitați-vă pe reluare. Dați o țâră să vedeți cum era remorca. Deci numai să dați video înapoi să vedeți cum era remorca. Cred că se sprijinea în aia. Bun, veni la Combia, ce? Coimba, Coimbra. A, bine, puteam coborâ și acolo, puteam coborâ și aici, dar... Nu, mersi. A, că am făcut jumătate de drum, chat, deja. Nu mai avem mult până la Porto. Nici nu știți cum trece timpul. Ale tinereții valuri. Info viteza a 12. Deci suntem pe automat, viteza a 12. Și că interzis stânga. Oh no, știu care vreau să mă și întorc. Autostrada. Nu știu care e faza aia cu vest acolo. În fine. Mă, formatul orei. Pe gen, Portugalia are ora cu Marea Britanie. Dacă trecem în Spania, se mută ora. Ați prins schema. Deci și Spania ar trebui să aibă cam aceeași oră, dar nu, ei au rămas de pe vremuri. Citiți puțin istorie să vedeți. Și ideea e că Spania a vrut să rămână la același fus orar cu Franța și cu restul, știți? Noi cu Finlanda și cu... Nu știu dacă și cu, dar cred că și cu țările baltice avem același fus orar. Mamă, ne apropiem aici cu viteză mare, mare. Sincer, ăla din stânga e mai ușor de luat, să te înghesui prin el, dar și prin asta mere. Opr. Eu mă știu pe care tasta aveam claxonul. Vine o intersecție interesantă, chat. Se gata autostrada pentru mine. Ba nu. Pur și simplu așa intersecția asta, mai dubioasă. Faci stânga de pe stânga, nu faci stânga de pe dreapta. Gen, să-l bage pasajul pe dedesubt, ciudat, nu? Bun, am ajuns. În Porto, din nou. Ui.
Furada, Porto Arabida. Nu știu ce citesc și zic, dar mi-e ok, eu sunt fericit. O, intersecții astea tâmpite, nu-mi plac, nu mi-ar plăcut niciodată. Trecem dita mai podul. Vedeți cum e Porto, chat. Ha, ce drăguț. Asta e poza de thumbnail, numai bună. Andrei Banda. Ah, că trebuie să urcăm. Nu-mi place ideea. V-am zis, mi-e frică să încetinez, că știu că după nu mai urc. Dă-i că-i verde, dă-i! Uite-mă așa în frânele lui. Pe cine aștepți? A, deci acolo aveam claxonul. Vai. Lisboa, Arabida, Matoșin, Hoș, Lake Soes. N-am habar deloc. Mă bucur. Logistica, Atlantica. Aha. Mă, ce străduțe mici. Stânga de pe stânga ar trebui. Tuai. Era să o șterg. Da, mă băgă pe străduțe de oraș, să mă bată mama. Pe asta aveam chef, străduțe de oraș. Văd că avem mecanic shop-ul lângă noi imediat. O murit, ce am crezut că muri motorul la faza asta, ca nebuneam. Dacă ce am ajuns. Yay, iupidu, v-am zis. Tirul ăsta își merită toți banii pentru ce trebuie să facă. Cu aceste ființe. I-am fost de eu. Ca de fiecare dată, chat, știți povestea. Vă salut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă spun că ne revedem pe data viitoare. Opa! Bye bye, chat!